Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc, invitatul meu din această seară este domnul Silviu Roșioru, candidat pe listele PSRO pentru primărie și Consiliul Județean, de asemenea consilier municipal. Promiteam înainte de pauza publicitară că vom reveni și vom discuta despre programul propus de Partidul Social Românesc pentru municipiul Buzău. Avem pe pliantul pe care îl avem noi în față 10 puncte foarte bine stabilite, dar sunt convinsă că nu doar acestea sunt doar punctele. Sunt doar 10 puncte, că n-au încăput toate. Ele fac parte dintr-o sută de puncte ale candidatului nostru și al listei de consilieri. Cum au fost gândite toate punctele acestea din program? În primul și primul rând, le-am luat de la oameni, părerile oamenilor și necesitățile lor de a ni le spune și de a ni le pune la dispoziție. Și cu staful de partid, atunci le-am așezat și le-am discutat pe fiecare și gândiți-vă că ați văzut și dumneavoastră la cum arată municipiul, chiar sunt necesare și sunt binevenite. Adică trebuie să făcute. Nu o să le iau neapărat în ordinea în care sunt trecute aici. Unul dintre punctele extrem de interesante pe care eu l-am găsit aici este crearea unui cabinet stomatologic gratuit în cadrul unității de primiri urgențe a Spitalului Județean. O idee grozavă dacă stăm să ne gândim ce înseamnă o durere de măseală în miez de noapte și să nu știi unde să apelezi. Sigur că da. Asta este o idee venită în sprijinul cetățeanului și este necesară. Cred că nu ai cum la 100 de mii de locuitori să nu ai un cabinet stomatologic cu program de noapte. Care să asigure permanența, exact. Da, și vedeți dumneavoastră că majoritatea acestor cabinete stomatologice sunt particulare și percep taxe, iar sunt oameni care trăiesc după o zi pe alta și nu au această posibilitate de a achita acest serviciu sanitar. Deci nu se poate. Sanitar. Medical. Exact. Da. Da, pentru că dacă stăm să ne gândim bine, doar un singur tratament pentru un dinte costă undeva la 50 de lei, o sumă colosală pentru oamenii care au venit urmiși sau poate chiar nu au deloc. Cu siguranță. Și acest medic stomatolog va fi plătit din bugetul local, unde toți cetățenii municipiului contribuie la acest buget local. Deci nu e o cheltuială în plus sau, știu eu, este ceva ieșit din comun. Este, cred eu, foarte bine venit, pentru că pe oricine poate să-l apuce o durere de măseală în toiul nopții. Deci nimeni nu este privilegiat cu acest cabinet. Bun, un alt punct extrem de interesant, dar mai ales util, este crearea unui program de construcție de case pentru tineri. Nu vă mai întreb de unde va veni ideea, pentru că știm cu toții cât e de greu să-ți întemeiezi o familie și să nu ai unde să locuiești. Cum e gândit programul ăsta? Acest program este gândit în trei variante. Primul ar fi în parteneriat cu primăria, adică primăria și diferiți investitori imobiliari, unde primăria poate să contribuie cu, știu eu, infrastructură, utilități, teren, iar investitorii să construiască și să pună la dispoziție cu o chirie modică și subvenționată și de primărie și de familie tinere sau cei care achiziționează o locuință socială, că poate să fie și tânără, poate să fie și bătrână, depinde de nevoie, și atunci toată lumea ar fi mulțumită. Mai există încă o posibilitate în care primăria să construiască aceste locuințe sociale sau aceste
locuințe sociale, mă refer blocuri, apartamente exact. În care oamenii să plătească o chirie de, pe un termen de 20 de ani și pe urmă să devină proprietari. Asta am face în, la, am face această facilitate pentru familiile tinere. Vedeți dumneavoastră că în ultima vreme, cel puțin în ultimii ani, apar din ce în ce mai multe divorțuri, nemulțumiri în familie tinere, cu cât am încercat noi, părinții în general, să-și ajute acești tineri, nu pot, pentru că cheltuielile de zi cu zi i-a sărăcit pe toți și facem foarte, facem greu față acestor cheltuieli, iar oamenii nu mai au cum să-și achiziționeze o casă. Și atunci există această posibilitate ca primăria să construiască, să dea în folosința familiei acest apartament cu o chirie de bun simț și după 20 de ani să devină proprietar. Se poate. Deci se poate foarte ușor. Am văzut acest model în Italia și în Spania. Și gândiți-vă că... Da, pentru că decât să plătească o chirie exorbitantă de 800, 900, 1000 de lei pe lună, mai bine plătește către acest investitor unde, iată, și locuiește și în 20 de ani ajunge să fie proprietar. Cu siguranță. Ar mai fi altă posibilitate, iar municipalitatea are această posibilitate, mă refer la patrimoniul municipiului, să oferim loturi de casă unde fiecare, tot pentru familiile tinere, unde aceste familii pot să își construiască o casă, știu eu, într-un tip standard, cu plusuri sau minusuri, fiecare după, adică să încadreze într-o arhitectură și cu un credit bancar să-și facă această locuință. Susțineți că există astfel de terenuri care ar putea fi date tinerilor familii în municipiul Buzău? Cu siguranță. Avem zona de sud între Dig și Strada Viilor, am văzut acolo. Există și în partea asta de nord, sunt câteva hectare. Avem, adică, pe lângă acest oraș, pe lângă municipiu, mai există terenuri unde se pot pune la dispoziția tinerilor pentru construirea unui cămin. Totul e să vrei. Sigur că da. Și trebuie să degajăm un pic acest oraș, adică să-l mărim, să ajungem, să unim Buzăul cu comunele apropiate. Mărăcineniu, știu eu, Vadu Pași, Vernești, pentru că se poate și există aceste terenuri unde au ajuns pârloagă, măcar nici nu sunt cultivate. Deci s-ar putea construi într-o arhitectură frumoasă și elegantă să creăm aceste locuințe. Da, extrem de interesant, extrem de promițător pentru tinerele familii. Eliminarea taxei de parcare și o reamenajare urbanistică ce să permită dublarea numărului locurilor de parcare existente. Vreau să o luăm pe rând. De ce eliminarea taxei de parcare? Vedeți dumneavoastră că nu este normal să plătești parcare. Deci într-un oraș cum e Buzău, adică nu este un oraș chiar supraaglomerat. Adică s-ar putea crea locuri de parcare. Ați văzut că de un an de zile, de ceva timp, s-au mai făcut locuri de parcare prin îngustarea trotuarului. Dar aceea a fost ideea noastră, cel puțin mi-aparține și mie această idee, și au ținut cont de ea și ați văzut că pe unde s-a putut s-au creat locuri de parcare și cred eu că dacă am face acest lucru, atunci s-ar fluidiza și traficul, ar fi suficient loc pentru parcare și cred eu că avem suficiente taxe și impozite la nivel de municipiu și așa mari, încât să mai punem și acest bir să plătească taxă de parcare.
Ei, pentru că am ajuns la acest subiect al taxelor și impozitelor și așa mari, spuneți dumneavoastră, un alt proiect ar fi scăderea impozitelor și taxelor locale. Cum ar fi posibil acest lucru? Păi, am mai făcut acest exercițiu și l-am mai spus și oamenilor pe teren și la unde am fost întrebat și unde am simțit nevoia să spun lucrul ăsta, luăm, de exemplu, Brașovul. În Brașov, taxele locale pe terenul și clădiri sunt mai mici decât în municipiul Buzău de 10 ori. Deci dacă pentru un apartament la Buzău plătești 1 milion, acolo plătești 100 de roni, acolo plătești 10 roni. Vedeți, dumneavoastră, an de an, în buzoienii, nu știu dacă au simțit sau nu au simțit, dar tot timpul s-au scumpit aceste taxe prin proiecte de hotărâre care au trecut prin Consiliul Local. Noi ne-am opus cu desăvârșire, dar fiind majoritatea asta uselistă a consilierilor USL de 14, nu am putut să... Deci opoziția noastră nu a avut absolut nicio izbândă. Am fost foarte puțin consilieri ca să ne opunem acestor scumpiri. Nouă ne pare rău că s-a întâmplat acest lucru, iar victima acestor scumpiri nu sunt decât cetățenii orașului și, din păcate, vedeți că de la an la an se întâmplă același lucru. Tocmai de aia vrem să, dacă ajungem și vom fi majoritari în Consiliul Local, primul lucru care îl vom face va fi acest proiect de ieftinire a acestor taxe și impozite. O problemă spinoasă pentru buzoieni și o nemulțumire spusă de câte ori au ocazia oamenii este aceea a obligativității de plată a apei meteorice. Oamenii, mai în glumă, mai în serios, de câte ori plouă afară, știu ce îi așteaptă în luna următoare ca și factură. Sunt puțini oamenii care au reușit să înțeleagă până acum de ce sunt obligați să plătească această apă meteorică, de ce Buzăul este printre puținele din țară care încă mai plătesc apa, care încă mai plătește apa meteorică. Iată că avem și un astfel de punct. Subvenționarea taxei pe apă meteorică din bugetul local. Da. În mandatul meu de consilier 2012-2016 am, împreună cu câțiva colegi din opoziție, am făcut un proiect de ieftenirea sau scoaterea acestei taxe din factura de plată la apă și canal. Atunci am înțeles de ce s-a introdus această taxă și vreau să-i fac și pe cetățenii municipiului să înțeleagă că această taxă este în urma unor contracte făcute între investitorii din 2007, mandatul 2006-2007, a fost și o lege dată atunci, mi se pare că legea 153, unde noi am acceptat un ajutor european de 150 de milioane de euro și de lărgirea acestor canalizări. Ați văzut că prin acum 20 de ani, 10-15 ani, orașul era tot timpul inundat. Apăreau acele bălți. Bine, nu că acum le-am văzut, ar fi la fel. Da, le vedem și acum când... și a venit această investiție foarte costisitoare și foarte păguboasă din punctul meu de vedere, unde banii aceștia s-au dat cu o singură condiție, să se introducă această taxă meteorică pentru a municipalitatea pentru a recupera această taxă. Cred eu și mi-aparține această părere
că atunci a fost foarte prost gândit, consilierii de atunci și primarul care a fost atunci în acea perioadă, 2006-2007, și acel Consiliu Local nu s-au gândit niciodată la consecințele care vor urma. Și iată că ajung acum oamenii să plătească o taxă care nu are absolut nicio relevanță în activitatea de apă și canal. Efectiv este plătită degeaba, iar noi când am făcut acest proiect de hotărâre ne-am lovit de această lege, unde guvernanții au trecut-o atunci atât de rapid și au fost niște ezmeni ai comunității europene. Sunt foarte binevenite aceste ajutoare, dar trebuie să analizăm foarte bine ce trebuie făcut și ce trebuie făcut ca cetățeanul să nu sufere și să suporte consecințe mult mai grave decât au fost până atunci. Un alt proiect face trimitere la rezolvarea problemei câinilor fără stăpân din municipiul Buzău. În urmă cu câteva luni, dacă nu mă înșel, primăria municipiului Buzău, prin persoana domnului viceprimar Alexandru Dunel, se declara învinsă de câinii fără stăpân din municipiul Buzău. Spuneau și recunoștea domnul viceprimar că au pus stăpânire pe oraș și nu se poate face nimic în această privință, tocmai din cauza faptului că legea nu ar permite acest lucru. În primul și în primul rând, eu cred că orice om din municipiul Buzău poate să adopte un câine. Există o legislație greoaie de a face acest lucru, adică eu cred că ar trebui pusă la punct această legislație, ca fiecare om care își dorește să ia un câine, să-l ia, să aibă grijă de el, să fie urmărit dacă, știu, este vaccinat, stăpânul are grijă de el, iar restul câinilor să existe, știu, să fie, să trăiască într-un padog și, cred eu, acolo cu un medic veterinar bine îngrijiți, își vor găsi sfârșitul așa cum la... Prin legea firii, da. Cred eu că nu e o situație atât de complicată. Cred că nu s-au găsit soluții. Cred că nu s-a vrut, a fost lăsată la voia întâmplării. Este o problemă care pot să o gestionez foarte, foarte ușor. Eu am spus așa empiric câteva situații, câteva idei că... cum am putea rezolva această problemă. Un punct care mă face oarecum să zâmbesc, pentru că nu l-am văzut în alte programe: cinste, corectitudine și transparență în cheltuirea banului public. Înseamnă asta că și face trimitere la ceea ce dumneavoastră spuneați în prima parte a emisiunii, că buzoianul are dreptul să știe ce face alesul lui acolo unde l-a trimis? Bineînțeles. Deci buzoianul, oamenii, cetățenii trebuie să știe că banii aceia care se strâng la taxe și impozite nu sunt banii noștri. Noi doar îi administrăm. Acești bani sunt banii cetățenilor, sunt banii dumneavoastră. Iar noi avem datoria, printr-o transparență și printr-o corectitudine, să-i cheltuim acolo unde este nevoie de o cheltuială și apare o necesitate. Nici de cum pentru a satisface firme clientelare sau pentru a face lucrări păguboase. Gândiți-vă că aceste lucrări care se fac în cadrul Consiliului Local trebuie bine administrate și recepțiile trebuiau foarte bine făcute. S-au făcut lucrări, dar faptul că au lipsit aceste recepții sau chiar dacă s-au făcut aceste recepții, s-au făcut așa superficial și vedeți dumneavoastră că n-au durat mult aceste lucrări. Și gândiți-vă că dacă ne uităm la facturi și la costuri, sunt sume extraordinar de mari. Cred eu că trebuiau aceste licitații, eu nu vreau să acuz aici, dar sunt lucruri
concrete ceea ce vă spun. Aceste licitații trebuiau să fie mult mai transparente și să nu apară aceleași firme an de an. De 20 de ani să apară aceleași firme și să fie abonați la banul public. Cred eu că trebuie să facem acest lucru, iar noi cu siguranță tocmai de aia l-am pus pe în programul nostru și vom ține cont de acest lucru dacă Ion Viorel va ieși primar. Avem de asemenea străzi și trotuare reabilitate, de asta se lovește toată lumea, asta e da, face este, parte din programul tuturor candidaților. Asta doar, cred că doar datorită, din cauza faptului că arată așa cum arată municipiul Buzău. Este păcat că noi, cel puțin în mandatul acesta politic, 2012-2016, n-am putut să atragem măcar un euro fond de la fondurile europene. Este trist să avem un candidat la Senatul României pe municipiul Buzău și pe urmă și ministrul fondurilor europene, un președinte de Consiliul Județean din același partid, cu ministrul în același partid, cu un primar din același partid, să nu poți să reușești să atragi fonduri europene. Știți cât de simplu s-ar reabilita și s-ar asfalta aceste străzi? Gândiți-vă, eu mi-aduc aminte când eram copil în perioada comunistă. Apărea un bloc pe lună și imediat și infrastructura. Atât de rapid s-a construit cartierul Broșteni, Dorobanții, Micro 3, Micro 5, Micro 14. Da. Era o nebunie. Dacă știu eu, chiar dacă erai locuitorul municipiului și nu treceai două luni prin acel cartier, vedeai că se schimbase cu totul. Se demola și se construia într-un ritm rapid și gândiți-vă că de atunci au trecut 35 de ani sau 40 de ani, iar acea infrastructură a rămas neschimbată. Deci nu s-a făcut absolut nimic în 25 de ani. Gândiți-vă că este un lucru foarte trist. Acest lucru, dacă se vrea, se poate face foarte rapid cu atragerea de fonduri europene. Este trist ca la nivel de municipiu să nu existe acest serviciu și să nu existe acest serviciu funcțional. Funcțional. V-am spus, cu ministru, cu primar, cu președinte de Consiliul Județean, trebuia să fie asfaltat tot orașul și să arate ca un oraș european. Nu în ultimul rând, mai avem două puncte despre care aș vrea să vorbim. Renașterea economiei buzoiene prin atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă. Cum am putea atrage investitorii? Părerea noastră a candidaților PSRO este foarte simplă. Poți să atragi investitori prin, în primul rând, prin a te oferta tu, ca municipalitate, ca și, știu eu, urbe, să-i dai, să-l ajuți pe investitor cu infrastructură și cu utilități, să-l scutești de la anumite taxe și impozite, să-i creezi posibilitatea de a atrage forță de muncă. Vedeți dumneavoastră că în orașul nostru sunt atâți tineri care iau drumul pribegiei, drumul străinătății. Avem licee foarte bune, cum este HD-ul, Eminescu, Pedagogicul. Acești tineri nu se mai regăsesc în orașul nostru. Ei pleacă, știu eu, în orașele mari sau în străinătate, unde alții se folosesc. Noi îi creștem, ne chinuim să îi educăm, să, știu eu, prin profesorii care sunt plătiți de la bugetul local, și alții se folosesc de această pregătire. Eu cred că acești tineri ar trebui să rămână în orașul nostru și atunci s-ar exista această posibilitate
prin fonduri europene, să creăm investiții, să-i determinăm, să-i ajutăm, să apară acele școli profesionale, să încercăm să-i aducem pe tinerii care s-au specializat afară și au muncit în diferite domenii, să-i aducem acasă și să le creăm aceste facilități de a forma această platformă industrială, așa cum a fost până în 1989. Gândiți-vă că noi, orașul Buzău, avem o tradiție în industrie și în meșteu și gărit, în agricultură, în orice domeniu, iar buzoienii sunt niște oameni harnici care ar oricând s-ar implica, dar oriunde ne-am dus au ridicat această problemă. Am vrea să muncim, vrem să contribuim la bunul mers al societății, dar n-avem unde, domnul Roșioru, n-avem unde. Aceleași lucruri le spunea și domnului Ion Viorel, candidatul nostru, și domnului Adrian Mocanu. V-am spus, această echipă tânără care a apărut în cadrul Partidului Social Românesc va face o figură frumoasă în politica locală și cu siguranță vor fi oameni de nădejde în administrarea acestui municipiu și acestui județ. Vă promit lucrul ăsta. În urmă cu câteva zile realizam un material pentru jurnalul Campus TV în care vorbeam despre faptul că primăria municipiului Buzău, cel puțin momentan, nu mai poate susține multe alte activități, printre care și sportul la nivelul municipiului Buzău. Iată că n-aveam cum să ne gândim că din programul domnului Ion Viorel ar putea să lipsească revitalizarea sportului buzoian. Ce s-ar putea face în acest sens? Este clar că din bugetul local trebuie să finanțezi sportul, mai ales sportul municipal. Dar această finanțare s-a făcut și până acum, dar haotic, necerându-se rezultate. Nu poți finanța din banul public o echipă care nu-ți aduce rezultate. Trebuie foarte bine analizați acești bani. Exact ce vă spuneam și mai devreme. Nu te poți juca cu banul altcuiva. Banul acesta din bugetul local, oameni buni, nu este banul nostru. Este banul dumneavoastră, este banul cetățeanului. Nu poți să-l cheltui alandala și știu eu să nu dai socoteală de acest lucru. Din păcate, acești politicieni au continuat acest mod de lucru pentru că nu au fost trași la răspundere. Târziu au apărut, acum câțiva ani au apărut aceste instituții, cum sunt DNA-ul, DICOD-ul și alte instituții, când au fost au făcut investigații și știu eu, respectiv au fost trași la răspundere. Cred eu că este normal și de bun simț să ai și sport, să ai și cultură, să ajungi și la culte, la biserici, oriunde trebuie să finanțezi, că până la urmă sunt bani care vin tot de la oameni. Deci banii aceștia care vin de la oameni trebuie să meargă tot la oameni. Să se întoarcă înapoi de unde au venit, corect. Sigur că da, dar administrați într-un mod corect, transparent și de bun simț. Nu poți să te joci cu un ban care nu este al tău, încă o dată vă spun. Corect. Domnule Roșioru, am fi putut continua foarte mult discuția în această seară. Din păcate, da, timpul nu ne mai permite. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația. Și eu vă mulțumesc și le mulțumesc încă o dată oamenilor care ne-au primit la ușile lor. Vă promit și prin intermediul televiziunii dumneavoastră și prin întâlnirea care o să o avem cu ei la domiciliile lor, că nu o să-i dezamăgim, iar ceea ce le spunem noi nu sunt povești, sunt realități și vrem să ne ținem de cuvânt. Candidații Partidului Social Românesc, candidații PSRO, o să facă tot posibilul să fie în slujba cetățeanului. Vă mulțumim! Bună seara și să vă dăm în sănătate. Mulțumim tare mult, doamnelor și domnilor. Punem punct aici emisiunii noastre. Ne revedem mâine seară. Până atunci, o seară cât mai plăcută. Vă doresc. La revedere!